la sfârșitul vieții noastre. Deja să ia cale de mântuire, să te covârșească cu bunătăți și cu răsfăți, ori în ce păcatul în lumea asta, ce dulce ar fi viața asta. Zicea Sfântul Siloan, când a ajuns să vadă pe Hristos, dacă mi-ar fi zis Domnul, vrei să dau mai mult har, i-aș fi zis, Doamne, vezi că dacă îmi dai, o să mor. Zice că trupul nostru firav nu poate purta nici mult chin, nici multă fericire. Dar cu fericire pe Dumnezeu să ne covârșească și dacă e vorba să ne chinuiască, cu aia să ne chinuiască, nu cu năpaste, nu cu blesteme. Și dobândim, deci, încrederea noastră să ne ducă cu bucurie într-o cele veșnice. De ce ne-a dat Dumnezeu prin biserică rugăciunea asta la fiecare slujbă, sfârșit creștinesc, vieții noastre, fără de durere? Cum fără de durere? Când avem durerea morții, când în durere ne naștem, că Maica doare, Maica din care ne naștem, o doare și noi venim plângând în viața asta și tot cu plâns soare trecem din ea, ne naștem în final, adică săvârșim nașterea din botez în final, la capătul vieții. Dar poftim sfârșit fără de durere, nerușinat, în pace. Fie ca Domnul să ne dea să avem parte de asta la sfârșitul vieții noastre. Dar există și altă cale. Există calea care în principiu e mai intensă. Calea celui care zice dintr-un bun început, dar la ce folos toate astea dacă mor? Asta este pomenirea morții. Nu, zicea Părinte Sfânt, nu că ți-am idee și într-o zi o să mor, să fii într-un coșciuc, că hieremi o să te mânce. Da, astea sunt expresii drepte, dar nu așa cum analitic, cum le înțelegem noi. E vorba de conștiință că dacă toate astea se sfârșesc, ce le stau? Și vă spun că întrebarea sinucigașului, care la sinucigaș este nu întrebare, ci răspuns din nefericire, ferească Dumnezeu pe tot omul de năpasta asta, întunericos, la ce folos? Întrebarea asta e cea mai importantă și poate că asta este la temeiul monahismului. Însă la ce folos? Nu ca răspuns, o deznădejde finală, că evident nu există niciun folos, sau capilat care zice, ce este adevărul și pleacă, nu așteaptă niciun răspuns, că știe, între ghilimele, că nu are răspuns, asta adevărul, nu-i nimic, e o chimeră. Vorbea cu însuși adevărul, dar nu știa. Monahismul se bazează pe conștiința asta că minunată viața asta, minunată lumea asta, dar dacă se termină, nu aici nu este chemare adevărată, nu aici se săvârșesc până la capăt cel ce caut eu. Și atunci este în stare să lepede. În măsura în care noi am lepădat, măsură cam firavă să zicem, dar ce-am putut noi în condițiile noastre cu alcătuirea noastră de postmoderni, hrăniți pe euri și cu tot felul de plasticărare în jurul nostru, toate ne agresează, inclusiv lungimea asta de unde care ne înconjoară. Nu avem nici trupurile celor de odinioară și o văd. Eu eram de nicăieri, ca tărie în comparație cu părintele meu, Sofronie, când el avea 90 de ani, dar alții cu 20 de ani mai mici decât mine, nu se compară cu ce eu. Sunt în Tarzan aproape. Tarzan care sunt pe nicăieri, dar totuși în comparație cu eu. N-am știut ce eu, durere de cap toată viața. N-am cunoscut mulți tine să n-ai pe durere de cap. Înseamnă să-i, Doamne, dar... Vezi ce vreau să zic? Dar totuși, în firava noastră măsură, pentru neputințele noastre sau pentru păcatele noastre, suntem totuși într-o rânduiala vieții, într-o chemare care se manifestă printr-o rânduială. Nu rânduiala este ce face monahismul,
chemarea este ceea ce naște rânduiala, suntem într-o rânduială în care, într-o măsură mai mică sau mai mare, am vrea să le pădăm de acum toate. Și nu numai păcatele, dar acum păcatele, când zic așa la plural, este la nivel moral, dar și toate fericirile lumii este, cu toate grijile lumii astea, cu toate durerile lumii astea, noi vrem alte fericire, vrem alte dureri, vrem alți zbușuri și alte răspunsuri. Am vrea, dacă am putea, chiar nu suntem la nivelul ăsta, cum am văzut în Marii Părinți, dar totuși undeva noi am vrea, dacă am putea, să ne lepădăm permanent de toate cea a vieții grijă, ca să ne greșim numai de Dumnezeu. Poate că toți noi monași am avut într-o măsură chemarea asta, poate că toți suntem acum într-un stadiu de decădere de la acea chemare, dar lungimea vieții noastre se dată ca să ajungem înapoi la asta. Deci, chemarea mântuirii, în general, este prin înducerea prin care Dumnezeu încearcă să câștige inima omului. Chemarea monahală este o conștiință undeva mai trezită mai devreme, că bun și foarte bun, dar dacă se termină, la ce bun? Și căutăm cele de după atunci când se termină, sau în cuvântul slujbei de mormântare, de certăciune toate cele omenești care nu ființează după moarte. Iar noi căutăm totuși cele ce ființează după moarte și să nu uităm chemarea asta. Deci, pentru monahism să vă dăm de seama și Domnul să ne și să vă ajute să ajutăm pe tineri și pe mai puțin tineri, trebuie să ne rugăm serios și să aflăm serios dacă el sau ea are cu adevărat chemarea monastică, fiindcă lumea asta sălbatică, fără rugăciune, tot omul care vrea rugăciune poate să creadă că deși eu sunt de monahism, dar monahism e o cale deosebită și cu pilda asta, cu bogăția lumii și cu repădarea lumii, am încercat să vă dau ceva. Până aici mi se conturează un pic diferența între mirenism și monahism. Mântuirea e aceeași. Smăiești de Părintele drag, dar nu sunt de acord cu acel cuvânt al Părintelui Stareț Efrem, că diferența este că mireanul se mântuiește și monahul se sfințește. Fiindcă toți, și monași, și mireni, și sfinți, și alții mai proști, au primit aceleași porunci, aceeași evanghelie, evanghelie însemnând bună vestirea, învierii cele din morți. Deci mântuirea este aceeași pentru toți. Pe ce cale ajung acolo? Pentru mine aia e calea cea mai înaltă. Dacă eu sunt chemat să fiu mirean, fie căsătorit, fie celib, fie cine știe ce mai există, dacă e o chemare și Dumnezeu mă călăuzește, aia e calea mea cea mai înaltă, nu cea îngerească. Calea îngerească, dacă sunt chemat la ea, pentru mine aia e cea mai înaltă.